Servus, dragilor! Și bine că v-am mai găsit. S-au regăsit. Dragilor, caut să mă angajez. Salutare! Dar la mai mulți așa deodată, dacă se poate. V-am promis că vă fac Patreon, mi-am făcut. Acum aștept patroni. Cât mai mulți, cu atât mai bine. Dar, atenție, să vreau să negociez un pic contractul. O să am nevoie de act adițional, dacă cumva ajungem la discuții de diurnă. Sporurile să fie plătite, bineînțeles, că altfel nu se acceptă. Și nu-i problemă de război. Salutare! Asta așa ca să fac o țără hazdă în cazul ce o să vină. Că presimt că le-am dat material la cărcotaș. Dar păi na, eu mă distrez, mă delectez, grupa mare. Doar că na, prima parte, când am făcut contul de PayPal, am uitat să vă anunț așa live și public pe toată lumea. S-au gândit băieții să facă ei reclamă, dar acum mi-o fac eu și după aia o să vină ei, probabil, în fine. Nu ai probleme. Așa, deci dragilor, ce vreau să discut cu voi acum, că mi-au trimis colegul nostru, Marin Marius, o știre tragică despre un șofer din Neamț, parcă am înțeles, care a fost condamnat. Un șofer care activa la transport de persoane. Hai, dragilor, eu, după cum mă știți și cum v-am obișnuit, eu discut în general despre șoferi. Pentru mine, la mine nu există singura diferență. Există diferența doar atâta, că poți fi sau ar trebui să fii profesionist și ceilalți șoferi care există în trafic și ei sunt toți șoferi. Deci, ziceam de colegul din Piatra Neamț, care a fost condamnat la 2 ani jumate pentru omor din culpă. De ce? Pentru că după anchetă a avut omul un accident în care au rezultat, mi se pare, 9 victime. 9 morți, de fapt, sau așa ceva. O să pun și mai târziu, o să pun în comentarii și știrea, ca să vă documentați mai bine, eventual. Ce e foarte trist, foarte trist este faptul că acel șofer, după ancheta care a rezultat și s-a finalizat, a reieșit faptul că acel șofer a condus continuu 44 de ore, mergând până în Anglia, preluând clienții, eu activând și în branșa asta de șofer transport persoane, cam am o vagă idee, nu vagă, am o amplă idee despre ce înseamnă. Cei care nu știți, poate vi s-ar părea foarte simplu sau eu știu cum. Nu e baș simplu, absolut deloc. Și mai ține, bineînțeles, și de clientelă, dar una peste alta, vina cea mai mare o poartă șoferul. De ce? Pentru că nu se odihnește când trebuie. Irelevant de ce ar zice X, Y și Z. Pentru că în această branșă de transport persoane, eu vă zic că 100% că am activat, mă repet, marea majoritate care așteaptă buzul să vină se grăbesc. Ceilalți care vin
spre muncă sau fiecare unde merge cu acel transport de persoane, că e autocar, că e buz, că ce-o fi, unii se grăbesc, unii nu prea se grăbesc, dar de regulă cam toată lumea e pe grabă, toată lumea e pe ultima sută de metri, să nu zic kilometri. Sau sunt așteptați și șoferul va fi sunat, ba de patron, ba de diversi clienți, ba de cei care îi așteaptă pe clienți și câte și mai câte. Acum, coboseala nu-i de glumă, deci chiar deloc. Cel șofer ar fi condus 44 de ore, fraților, deci e inuman. Ținând cont de faptul că corpul omenesc are nevoie de minim 6 ore într-o perioadă de 24 de ore, minim 6 ore de odihnă continuă, adică somn, fraților, nu că ai stat 6 ore pe scaun sau eu știu cum ai stat în fond aici, în dreapta și ești odihnit, da? Pentru cei care activează în echipaj, cei care activează în echipaj, ce știm despre ei, au o perioadă zilnică de muncă de maxim 21 de ore. Deci dacă stai 21 de ore treaz, nu prea ești bun de mai nimic. De aceea, minim 6 ore, și nu o zic eu, o zic specialiști în domeniu, doctori, una alta, ar avea corpul nevoie. Acum șoferul respectiv, conducând 44 de ore, eu nu pot să mă închipui decât ce e mai rău, cum ar fi arătat și simțurile lui, cum s-ar fi diminuat sub zero. Deci sub zero, nu există că zero sau sub zero. Nu mai ai reflexe, fraților, nu mai ai nimica bun, nu mai percepi distanța. Nu știu dacă ați fost vreodată zombi, eu nu vă doresc, eu am fost, pentru că am activat și eu în persoane și conduceam ca nebunul. Făceam un cocktail molotov, ziceam eu, din 2 litri, de 2 litri, din cola, Red Bull sau orice fel de energizant și cafea, combinate toate. Și la un drum de, eu știu, Germania, de exemplu, până ajungeam pe la Nürnberg, aia 2 litri erau topiți. Făcea inima în mine, uite așa, ca la iepure sau la șoarece. Și nu era bine. La întoarcere, bineînțeles, iară, mai un energizant, mai 2-3 cafele, cola și alte porcării. Nu e bine deloc. Și după aia, la un moment dat, ți se fixează privirea pur și simplu într-un punct fix, ți se împăienjenesc ochii, te ustură, te înțeapă, intervine chestia pentru șofer. Eu vă zic din ce am pățit eu. Da, faci ca șarpele boa. Ca să nu te citească clienții, să fie speriați sau mai știu eu ce, încerc să pari cât mai real, cât mai treaz, cât mai nu știu cum. Și atunci ți se fixează ochii așa, efectiv, tu nu-ți dai seama, dar ești desfigurat complet. Deci ți se lungește fața, tinde să ți se deschidă gura fără să-ți dai seama. Salutare! Deci te trezești că stai așa cu ochii binoclați și la un moment dat ești așa. Nu știi când, nu realizezi când de fapt tu ești cu gura deschisă, de la oboseală. Deci mușchii nu mai pot fi coordonați, creierul e obosit. Nu mai poate să trimită semnale cum trebuie. Deci vă imaginați cum mai poate să reacționeze acel șofer când este în halul ăsta de obosit? Vă zic eu, nu prea mai poate să reacționeze. Totul e pur și simplu la mâna norocului, să zicem. Pe mine m-a ferit Dumnezeu de accidente cu persoane, în schimb am avut un accident cu buzul respectiv de persoane. După ce am condus non-stop până în Olanda, la Marea Nordului undeva, acolo am stat vreo câteva ore, 3 ore, ceva de genul, am făcut un duș la ultima clientă, am mâncat și eram să ne punem la somn, după care am fost sunat că trebuie să mă întorc urgent, că era seara, 8 seara, ceva de genul.
trebuie să mă întorc de urgență, că dimineața la 10 în Ungaria ne așteaptă alți clienți. Prostia mea a fost că am ascultat acea comandă, da? Comandă vocală. Zicându-i omului, bă, îs obosit, n-am dormit, alea, el spunându-mi, lasă că te odihnești pe drum când te ia somnul. Ce n-am realizat, că din cauza oboselii, de aia zic, nici nu mai gândești cum trebuie. Ori că dormeam pe drum, ori că dormeam în acel moment la locuința respectivă într-un pat în siguranță, era același timp pierdut. Am avut și miraje, fraților, la mine când sunt foarte obosit la volan, eu văd oameni după copaci, broaște pe asfalt, iepuri, fiecare are o chestie, dar eu astea le văd când sunt foarte obosit, când sunt zombi deja. Și când trec oamenii așa pe, după copaci, chiar dacă nu există copaci, eu văd și pădurea și copacii, n-ai nicio problemă cu mine, și văd oameni care fug după copaci. Asta fac o paranteză, perioadele când eram eu tinerel și le aveam cu alcoolul este viață și viața alcoolul, când eram rupt oboi, aveam impresia că sunt într-o basculă, ca lui Ionel. Și mă bascula, după aia treceam într-o cifaromă și mă tot învârtea aia și numai așa. Deci fiecare are niște pitici, să zicem. Da. Așa, am încheiat paranteza. Da, deci am ascultat orbește acea comandă vocală și am plecat la drum, fiind foarte obosit. Am mai reușit să ajung în Germania, pe lângă Dortmund, undeva, nu mai știu exact pe ce autostradă eram. Dacă nu mă înșel, cred că pe 45, dacă nu mă înșel, sau nu mai știu. Oricum, eram într-o curbă, aia țin minte, la stânga era curba, trei benzi, am trecut pe sub un pod, acolo mi s-a luat filmul, m-am trezit dintr-o lovitură puternică pe dreapta, când am belit eu ochii, vorba aia, așa ca filmele cu proști, eram deja pe două roți, cam filmele de acțiune. Instinctele au luat o razna, nu știu ce am făcut din mâini, că am pus buzul pe toate patru roți, dar eu eram deja din devierea, cum m-am proptit în parapeții aia și am ricoșat din ei, am luat-o pe bandă, spre banda 3. Și eram singur în buz. Nu mai aveam pe nimeni cu mine. Era frig, am dat drumul la căldură. Căldura și-a făcut efectul, că m-a adormit instantaneu aproape. Și ricoșând din parapet pe două roți, nu știu ce am făcut, cum am dat din mâini, de l-am pus înapoi. E, când am venit pe patru roți înapoi, am făcut un tangaj, vorba aia, buzul. Că am făcut odată dreapta, stânga, când am dat un cap în geam, că era și geamul închis, m-am speriat, n-am mai știut, am oprit-o, până la urmă am oprit-o pe mijloc, autobenzii, pe banda 2 și 3, de-a curmezișul aproape. Norocul meu e că n-a fost nicio mașină în zonă, era noapte, pe la 2, 1, noapte, 1, 2, ceva de genul. Nici măcar musca n-a trecut în acea perioadă. După ce m-am oprit, de șoc, că în momentul ăla nu realizezi ce se întâmplă, ești chiaun de cap, ești bulversat, ești speriat, m-am dat jos din buz, motorul mergea. Primul instinct prostesc pe care l-ai în momentul ăla e să dai o tură roată, nu știu de ce, eu așa am avut, să te uiți să vezi ce-o pățim buzul. Când am dat o tură roată, am văzut că vin lumini, deci parcă s-o dat drumul la semafor. Atea puhoi de mașini au venit, treceau pe lângă mine claxonând grupa mare, că eu, cum eram de-a curmezișul, de unde stopuri, de unde una alta, avarii și mai știu eu ce. Atunci m-am trezit oarecum, m-am urcat și am tras-o pe banda de urgență, acolo m-am mai informat eu despre ce s-a întâmplat, am fumat vreo două țigări să-mi revin. Și după aia am analizat situația, deci despre ce, cum a fost, ce s-a întâmplat, ce era să pățesc și câte și mai câte. După care, asta a fost, am plecat mai departe și croșeta buzul, că avea o, nu că o dungă, era rupt în trei locuri tabla,
dar nu s-o spar nimic ca elemente de sticlă sau ceva, în fine. Deci, pagube materiale doar. Buzul funcționa, mers mai departe, am luat o rolă de scoci, am tras o dungă, am făcut tuning și bine așa. Ce m-a dezamăgit cel mai tare, a doua zi dimineața când am anunțat problema, că n-am sunat noaptea, că n-avea rost. Prima întrebare, cum de altfel vi se întâmplă multora care aveți accidente, și așa vă dați seama cum sunteți văzuți și pe ce se pune accentul. Când am spus, bă, am avut accident, așa, așa, m-am lovit, alea, și cum e buzul? Zic, eu sunt bine, mersi. Păi mă gândeam că altfel nu mai vorbeam, păi na, contează, contează mult să vezi că acel de la capătul celălalt îi pasă în primul rând de tine ca om și să cacă pe el fier, fier, că fierul îndrept, să-l cumpere altul, eu știu, faci ceva, omul mai greu. Așa, deci asta a fost buba mea, după care am învățat că când ai clipit prima oară, nu mai stai pe gânduri, tragi în prima parcare și cu căneni. Poate să sune telefoanele ca dracii, știi ce zic? Îl pui pe silent, îl închizi și te culci, frate. Că ești pe 3 jumate, că ești transport persoane, irelevant. Că virgulă car marfă, că virgulă car persoane, irelevant. E cel puțin o viață de om în joc, a ta, ca șofer. Deci nu există nicio scuză că m-a forțat patronul, că mi-a, eu știu, astea-s tâmpenii. Pentru că ulterior nu mai poți să schimbi. Dacă se întâmplă o tragedie, nu mai ai cum să schimbi, oricât de mult ai vrea. Și cel mai tragic este momentul în care tu, ca șofer, poate scapi. Să zicem, poate ai norocul și scapi din acel accident. Dar poți să provoci tragedii altora care n-au nicio vină, care, eu știu, oamenii ori plătit o cursă să-i duci acasă în siguranță sau în trafic, omul merge la serviciu sau acasă și se trezește că îl omori pe stradă că tu n-ai dormit. Gândiți problema. Pentru că nimănui nu o să-i pese de la capătul celălalt al firului când îți zice, bă, trebuie să ajungem, dă-i. Deci dacă te ia cu faze din astea, e clar în ce firmă sau unde activează fiecare, dacă mai e sau nu mai e de stat, părerea mea. Pentru că nu-i de joacă cu oboseala, fraților. Mori. Sau omori pe alții. Și nu cred că pentru asta plecați la drum, nici care. Valabil și pentru șoferii amatori care pleacă acușa, vine Crăciunul, să pleci o grămadă din Spania, din Portugalia, din Anglia, din kilometri, mii de kilometri distanță și toți trag să ajungă acasă unde li drag și bine. Fiecare an am făcut câte o mini campanie din asta și am făcut cât am putut și eu, na. Am tras un semnal de alarmă. Dragi colegi, grijă mare, vă grăbiți, dar grăbiți-vă încet. Unde dracu vă grăbiți? Că vrei să ajungi acasă lângă cei dragi, să petreci sărbătorile sau alea. De obicei, majoritatea trag cât se poate de tare până să intre în România, că sunt autostrăzi. Salutare! Și fiecare îi dă să meargă. Când intră în țară și stai în estul României, de exemplu, de multe ori faci cât ai tranzitat două țări pe afară, de exemplu, cât ai tranzitat Austria și Ungaria, faci să tranzitezi, eu știu, România, din cauza infrastructurii, lipsă. Și bineînțeles a nebunilor care circulă de toate soiurile. Că la noi merge cu telefonul, cu știu eu pe cineva care știe pe altcineva și la, șmecherie la volan și câte. Și nu se prea gândește lumea la, ce vă zic eu acum, la viață, pur și simplu. Nu, eu am mașina cea mai tare, am cai, nu contează că e din 2000 sau 1907.
poate să crape, dracu, accelerația, poate să, să rupă frânele, să cedeze ceva. Nu, nu mai gândim la probleme din astea. Am BMW, sau am Audi, sau am ce dracu am. Și uite, așa se întâmplă tragediile. Pam, într-o clipă. De aceea, sfatul meu tot timpul va fi și este în continuare, odihniți-vă, fraților. Salutare, Marine. Odihniți-vă, că e cel mai bine. A doua zi, în cazul în care veți fi, să zicem, trași la răspundere de către patronachele respectiv, sau eu știu cine v-ar mâna în halul ăla, îi ziceți ceva de dulce, îi umpleți frigiderul, dacă ceva, pentru că eu vă garantez 100%, să zicem în ghilimele, să zicem, că v-ar... Deci fac un exemplu aiurea, dar oarecum, să înțelegeți o chestie. Să zicem că v-ar zice că vă impută cursa sau vă dă în judecată, că o pierdut nu știu ce contract din cauza că ați dormit, voi să vă odihniți. Nici o instanță din lume nu o să-i dea dreptate când o să-i spui că ai fost obosit, că ai condus 10 ore sau câte ore a condus om. Nici o instanță din lume nu o să fie tâmpită la cap sau un om cu capul pe umeri nu o să-i dea dreptate lui ăla să-i zică da, bă, trebuie să-l despăgubești pe ăsta că ăla și-a pierdut contractul că tu ești somnambul sau eu știu, ești, ai probleme cu somnul, ești cam obosit. Nu există. Siguranța înainte de toate. Și, bineînțeles, a doua zi, îl lăsați pe ăla să vocifereze, să zică oful. Când încheie, spui frumos, ai terminat sau ați terminat, v-ați zis, da, bun, acum vă zic eu. Faceți cumva să mă întorc acasă, să vă aduc utilajul, să vi-l predau în siguranță, să alea și ne luăm la revedere și ceau. Eu n-am venit să mor aici sau să mor lumea pe stradă. Dar, dacă continua, da, șeful, da, îmi pare rău, eram atât de obosit, n-am mai putut. Bă, ăla îi se rupe, frate, îi se rupe de tine și de oboseala ta și pe el interesează banii. Și atât. Exact fazele alea, dacă îi spui patronului dimineața sau când îi spui la anunț, am avut un accident. Prima lui întrebare. Dacă există despre camion sau utilajul sau vehiculul care îl conduceți și nu întreabă, ai pățit ceva, ai accidentat alte persoane, toată lumea e în regulă, eu știu, ai oameni în mașină cu tine, toată lumea e ok, ăla e un om care gândește. Deci dacă pune întrebările astea, dacă începe cu cum e mașina, mai poți să mergi cu ea, leagă cu sfoară, mă știu eu ce dracu, ăla nu-i om. Înțelegeți voi? Deci ăla nu-i om, în primul rând. Ăla e un gunoi. Orice ar zice, care ar zice, că bă, dar ce, că ți-am dat mașina, nu știu câți bani am dat. Te caci pe ei bani, frate. Viața n-are preț. Nu știu, puteți să-mi cumpărați o viață ca la jocuri? Că mi-aș lua și eu vreo 3. Dacă aș avea vreo 3 vieți sau 9 ca pisica, păi dar nu v-aș ajuta eu să curățăm România de gunoaie. Oai leu, am eu niște filme în cap de n-aveți idee. 9 vieți mi-ar trebui. Atât. Știți ce zic? Bă, dar sunt 5 la mine aici. Ce naiba? Pusa! Cam asta e. Salutare, Tavi. Cam asta e, dragilor, problema cu oboseala. Pentru că nu o băgați în seamă, în special tineretul, că de obicei se întâmplă tragediile cele mai mari în rândul tineretului, cu toate că omul în cauză, din ce am văzut în reportaj, are fața blurată, dar pare un om destul de mai în etate, să zicem, mai în vârstă. Oricât de bun șofer te crede sau oricât de durabil sau de, cum vrei zic, de anduranță, ești om. Ești om ca și mine, ca și toată lumea.
poți să conduci cu 2, 5, 10 ore mai mult ca mine. Dar când vei pica, vei pica la fel ca mine, care sunt la fel de obosit și poți să faci aceleași tragedii sau mai mari decât aș face eu și toată lumea la rândul lui. Deci nu mai faceți concursuri. Că am văzut și chestii de genul ăsta pe anumite grupuri și au mai zis și alți colegi că există o tendință în rândul tinereilor de a face un anumit concurs, să zicem, care îți duce mai mult. Adică e o laudă. Bă, eu am condus 28 de ore non-stop și după aia am dormit 2 ore și m-am și întors. Și ți-o ridicat cineva statuie. Salutare, Stan. Ți-o crescut salariul, nu știu, primești pensie specială sau vrei de handicap. Asta în cazul care mai trăiești, Doamne ferește. Cu ce vă ajută treburile astea? Eu nu vă înțeleg. Nu vă înțeleg că am 40 de ani acum. La fel am făcut și eu, v-am zis, pe vremuri. Dar nu a fost bine deloc. Mie nu prea mi-a zis lumea, să zic așa, sporadic, așa, dar nu era atâta de informat, să zicem. Hei, dar acum ia uite firma lui, dispecerul lui pește oceanii marinate. Am văzut firma, măi. Măi, băiatule, măi. Arborâmi, așa. Așa. Brun. Deci nu sunteți cu absolut nimic interesanți. Nu câștigați nimic în plus și pentru orice câștig din lume nu se merită riscul. Că mă credeți, că nu mă credeți, dacă vreți neapărat să testați pe pielea voastră, eu nu vă indic, că nu e nimic interesant. Iar cei care au avut minim un accident cu daune minore, deci doar pagube materiale, eu zic că vă ajunge. Că e din cauza oboselii, că e din ce cauza o fi, irelevant. Nu vă jucați cu treburile astea, fraților, că nu e bine. Ochii obosesc cel mai rapid la orice șofer. Că ești șofer de autoturist categoria B doar, sau ești pe 3 jumate șeptică, 40 și de tone, cât ori fi. Ochii obosesc primii. După aia se atrofiază mușchii, înțepenesc încheieturile. Numai de aia pe Franța, nu știu dacă ați observat care faceți Franța, sunt anumite panouri puse de către cei de la autostrăzi în care este scris acolo la o perioadă de conducere de 2 ore să faci o pauză de minim 15 minute. Pe Franța am văzut așa ceva. Și e perfect normal, aș zice eu, mai ales pentru un șofer fără experiență, mă refer aici în special la cei amatori care nu sunt obișnuiți cu cursele lungi și prinzi odată de Crăciun, de Paști, de concediu, când merge fiecare unde merge și normal că te resimți, te simți altfel. Îți pierzi instinctele, nu mai reacționezi cum trebuie. Salutare! Da, nu e rău ce zici, George Bodea. Și eu aș interzice, dar că interesele sunt mult prea mari pe... Intrăm în politică, știi ce zic? Că totul pleacă de la politică. Asta când îi aud pe câte unii că lasă, vezi tu de șoferie și nu te băga unde nu știi în politică. Păi foarte rău, foarte rău. Că pe toți ar trebui să ne intereseze. Din orice. Că ține de viața noastră, de viitorul nostru, de prezent, de trecut, de ce vreți voi. Te uiți în trecut, zici, nu a fost bine. Te uiți în prezent, nu-i bine. Te uiți în viitor, nu vezi nimic bine. Și atunci, unde-i răspunsul?
sau de ce să ne dăm cu părerea toți, sau îmi zic poful, îmi zic părerea, că după aia mergem și votăm sau nu votăm și facem rău că nu votăm. Dar cu cine să votezi, dar ce să faci? La fel, inclusiv asta ce ai zis tu, Bodea, cu interzicerea perioadei de muncă de 15 ore, inclusiv asta se face prin vot, printr-o lege, printr-o ceva, un regulament, că e european, că e național, că e cum o fi, o ordonanță de urgență, o hotărâre de guvern, o ceva. Deci trebuie să ne intereseze, fraților, regulamentul ăsta după care noi șoferii profesioniști funcționăm a fost făcut de niște politicieni, de niște oameni, de niște, nu? Se dezbate în Parlamentul Europei, că de-aia e regulamentul 561 al Uniunii Europene și valabil pe tot spațiul Uniunii Europene. Restul cu ATR, cu dragi culaci. E prea mult și 13, fraților. În Franța s-au făcut greve cu sindicatele împreună pentru că au vrut să ridice orele de muncă prevăzute în contract. Luat foc băieții. Da, na. O nebună. Așa că, dragii mei, atenție la neatenție, odihna e sfântă, nu degeaba vă controlează autoritățile, în special la perioadele de pauze și repausuri, să le aveți cum trebuie. Că de multe ori zic anumiți șoferi că au făcut eu știu ce, că nu au dat țara inițială, țara finală, nu au deschis, nu au închis ziua de muncă și cât ești mai chichițe din astea și mie nu mi-a făcut nimeni nimic. Pentru că nu a fost omul direct interesat, pentru că poate avea o acțiune de control bazată pe timpii de pauză și repaus sau pe timpii de muncă. Dacă vor să-ți facă rău, crede-mă că nu există șofer în branșă care să nu și-o ia nana la funduleț. Cât de mică, cât de puțin, nu există. Șofer perfect nu există. Dar trebuie să te apropii cât se poate de, să zicem în ghilimele, de acea perfecțiune. Și bineînțeles să lăsați toate măgăriile și toate tertipurile, magneți, două carduri, cât și mai cât, toate care le știți că nu sunt bune, plată la kilometru. Deci, de ce nu-i voie plată la kilometru, dragilor? Știe careva. Pe lângă că interzisă de articolul 10, aliniatul 1, din 561. Dar de ce credeți voi că este interzisă plata la kilometru? Răspune băiatul. Pentru că tot la oboseală duce. De ce duce la oboseală? Pentru că, virgulă, dacă ești plătit la kilometru, tendința ta ca șofer, că te gândești cu cât fac mai mulți kilometri, voi avea mai mulți bani. Cam asta e și gândirea celor care practică această plată, adică patronachii de carton, care încă funcționează. Și în special toți de pe 3 jumate funcționează, majoritatea. Am auzit că este, am auzit o firmă care plătește diurnă și salariu. Am rămas impresionat de-a dreptul, sincer. Undeva diurnă 40 de euro la zi și minimul pe economie, dar na. Dacă firma respectivă nu își abuzează șoferii, să zicem așa, tot, oarecum nu tot îl are respectul, dar are respectul meu. De ce nu-l are în totalitate? Pentru că minimul pe economie, știți ce zic, fără sporuri și alte cele. Dar na, că majoritatea care activează pe 3,5 tone sunt copii. Eu le zic copii, celor până în 30 de ani sunt copii. Că tot ce zboară se mănâncă și așa mai departe.
Nu că eu n-aș fi. Așa, să revenim. Plată la kilometru, ziceam. În momentul în care tragi, să zicem, ți se zice că ești plătit cu, cum hai să luăm cazul ăsta, de 3,5 tone, pardon. Pentru că am observat în zona Aradului, cam toate firmele, pentru că am niște înregistrări primite de la cineva care tot a încercat omul să se angajeze, și mi-a trimis înregistrările respective cu diversi angajatori. 7 cenți pe kilometru. Bă, parcă-s cu, cum să zic, setați. De ce setați? Pentru că îți vorbiți împreună. De-aia v-am zis, patronii sunt mai uniți ca noi, șoferii. Și asta e grav. E bine pentru ei, e grav pentru noi. De ce e grav pentru noi? Pentru că nu o să putem niciodată să facem o treabă cum trebuie. Vedeți, cum știți toți care vă dați cu părerea, că pleci, cât pleci la birou să despui o problemă sau eu știu, sunt 10 nemulțumiți, pleci spre birou și ajungi unul sau doi. De aia, acolo e buba mare și problema. Acolo e lipsa de unitate. Băi, pe dar suntem uniți sau nu mai suntem? Ce naiba? Așa că, cum vă spuneam, 7 cenți pe kilometru. Deci trebuie să faci 10.000 de kilometri ca să faci o sumă de 700 de euro. 10.000 de kilometri, poate o să vi se pară, eu știu, puțin sau mult, sau eu vă zic că e mult. 10.000 de kilometri, eu fac cam 11.000 jumate, depinde. 11, până în 12.000 fac eu. Și eu am cursă fixă, cea mai lungă e de 615 km dus. Acolo fac repaus zilnic și a doua zi mă întorc. Și următoarea zi eu dorm acasucă, în pătucul meu, lângă doamna mea. În rest, următoarea săptămână, cursă fixă, 572 de km dus întors, cum e asta astăzi, și seara dorm acasucă, în pătucul meu. Nu depășesc 12 ore de muncă. Dar 12 tot le fac, că e Germania. Înțelegeți voi? Asta e una, uite așa, să nu îi lași pe colegul, nu, înghesuiți-vă așa, rupeți-vă oglinzile. Oh, Doamne, Doamne. Ce câștigi? Uite, un dobitoc, cu o Scania. El e cu Scania și probabil de aia. L-o înghesui pe unul de pe intrare și aici îi stau doar. Eu nu înțeleg nici fazele astea. Ce câștigi, frate? Un metru, doi, cinci, zece? Mai mult nu câștigi. Lași pe ăla să intre frumos, să intrați și tu, merge treaba frumos, dar nu. Tăm unul într-altul. Suntem atenți la ăla să-l înghiontim și ăla pune frână și bang și ceau. Cu ce s-a folosit, nu știu. În fine, deci 700 de euro ca să faci, trebuie să conduci 10.000 de kilometri. Dacă vrei să ajungi la 1.400 de euro, deja trebuie să conduci 20.000 de kilometri. Nu știu dacă vă dați seama de gravitatea situației. De-aia v-am spus, băi, oameni buni, nu sunt bani destui, oricât te-ai crede tu că e bine, că bă, în țară nu faci banii ăștia nicăieri. Păi da, da, oriunde ai lucrat la o multinațională, îți câștigi un 3.000 de lei, 2.500, 2.800, eu știu, nu știu cum să zic, abar n-am. Mai bine de atât. Dar sare de sare ești acasă și ești cită și teafăr și nevătămat și tu și restul lumii. Pe când aici să tragi 20.000, mi se pare enorm de mult. Pai că mai sunt unii care se laudă inclusiv cu treburile astea. Că au condus 28.000 sau eu știu cât au condus. Niște sume de alea aberante. Bă, nu-i nicio laudă, oameni buni. Nu-i concurs.
Pe bune, nu știu, voi faceți concurs din treaba asta și cine jubilează? Patronii, disponenții, nici de cum șoferii. Mie dacă îmi spune unul că, eu știu, un șofer profesionist, să zicem, să-mi spună că el face 16.000 de kilometri într-o lună, la program, cum trebuie, sau fără program, irelevant. Eu nu o să mă uit niciodată la el cu invidie sau cu ciudă. Cum poate ăsta să... O să mă uit la el așa, cu milă. Păi cine te gonește halul ăla, frate? Tu nu știi limitele sau... Cum să zic, tu numai viață, numai șoferie și cam atât? Mă stragi de covrigul ăla și ceau, să faci bani mulți, ok, perfect de acord cu voi, toată lumea vrea bani mulți. Ce să faci cu ei dacă n-a pus să-i cheltui? Că dacă ești toată ziua la volan și nu mă atragi, că mai trebuie. Să ce? Eu vă zic o părerea mea personală, eu nu știu cum să fac să-mi diminuez din muncă. Neapărat, deci va trebui anul următor să fac ceva ca să mai tai din muncă, pentru că vreau mai mult timp liber, vreau weekendurile să fie legate frumos, mi-au și eu soția, să merem în pelerinaj artistic, să trăim. Asta vreau eu. Asta e proiectul meu, să zicem așa. Voi ce vreți? Să stați 2-3 luni, plecați și să tragi kilometri, că dacă tot am plecat să facem bani. Cam asta e o replică iară care pe mine mă lasă rece. Bă, ai plecat să faci bani, frate, da, majoritatea zice chestia asta în virtutea inerției că în țară îi cu mâi. Păi bun, am mai discutat, iar o intrăm în politică. Când e vorba de război, nu iasă nimeni pe stradă. Toată lumea e mulțumită. Știți ce zic? Toată lumea e mulțumită, sunt oamenii acolo, o mână de oameni. Toată lumea face apel, băi, oameni buni. Ieșiți din casă dacă vă pasă și pentru voi și pentru noi și nici o gară, frate. Noi mergem să facem bani ca să aducem în țară din diurne, din firmituri, din kilometri angro. Nu știm dacă ne mai întoarcem, că dacă murim nici banii aia, nu știm dacă familia îi va primi, nu știm dacă firma își va face datoria să te repatrieze, dacă nu va trebui colegii să facă chete, să se pună conturi pe Facebook, pe X, pe Y, aduceți-l la casă, e colegul nostru. Nu mai gândiți, oameni buni, nu mai gândim, hai să-ți luăm la general, nu mai gândim. Bani, 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 bani. Și asta e tot, începe de la zero. De la zero, fraților. Cum am zis, plată la kilometru. Nu mai acceptați. Mulți o să zică, păi da, ce să faci, colegul, nu accept eu, dar vine următorul și mai aduce încă doi care acceptă. Îs dobitoci, nu poate să fie toți care vor, că văd că sunt o mie și una de păreri în online-ul ăsta și în viața reală, care, să zicem, sunt pe aceeași idee ca și mine. Bă, nu există plată la kilometru. Când nu se învârte roata, ce faci? Tu nu mănânci? Să vă zic, băbește. Cam asta e ideea. Asta le zic tuturor copiilor care vor să facă treaba asta. Mă duc, prind un pic de experiență. Păi la kilometru mă plătește. Păi și ce faci în weekend, frate? Sau te ține 5 zile pe parcare? Uite așa, parcare de asta, fără budă, fără nimica. Stai acolo, așteaptă că te chemăm, să-i sunăm noi când avem cursă. Ce faci zilele alea? Nu câștigi, trebuie să consumi. Că trebuie să mânci, trebuie să bei, trebuie să... Te speli, trebuie să faci o grămadă. Ce faci? Vii cu bani de acasă? Nu gândiți logic, să nu zic altfel. Mai erau, probabil că mai și sunt încă, care zic, vin de acasă cu niște bani ca să treacă perioada până primesc mălaiul, în ideea că, na, să am strictul necesar și o lună noi muri. E, dar vine țeapă. Dacă vine țeapă, ce ai făcut, nene, mă? Ce ai făcut, mă, nene, mă? De-aia vă zic, toate se leagă una de alta. Dacă pleci de la bun început și n-ai citit ce ai semnat, n-ai act adițional cu ce ți s-o promis verbal, adică ți se bagă, știi? Numai atâta ți se bagă.
ți se servește ceea ce vrei tu să auzi. Nu e un caz, sunt o grămadă de cazuri care au plecat, majoritatea, și care și-au țepe și care nu și-au, sau își-au, vorbim de ăștia care și-au țepe. Merg pe ideea de încredere în cuvântul omului. Dacă ăla i-a zis că îi dă, am văzut o chestie ce-mi vine acum în minte, o firmă de prin nordul României, că 2600 de euro cu bonusare, la care omul supărat foc a spus și altora ce înseamnă bonusarea aia, de fapt, care ți-o zice doar abia pe parcursul, când ești deja în câmpul muncii, pentru că nimeni nu întreabă de la început toate datele problemei. Și la final s-a trezit omul că dacă stătea nu știu cât, să depășească, eu știu, 2 luni, să zicem, dacă făcea un număr de 11.000, 12.000, cât dracu de kilometri trebuia să facă pe lună, dar în ultima lună, ci că aveau grijă disponenții să nu-i mai dea atâta ca media, să nu mai iasă cât trebuia, și na, ei ți-ar da. Cam asta e ideea. Eu ți-aș da, dar uite că nu ți-o ieși media. Adică, na, asta am pățit-o eu vis-a-vis de consum. Eu personal. La o firmă. În care ni s-a spus tuturor că vom primi bonus 50 de euro pentru consum redus. Atrăgându-mi se atenția mie, în mod special, vezi că tu ești cam mare în picior. Bă, zic, eu atât îi dau cât papă. Atât. Mai mult nimic. Și într-o lună am reușit să ajung la standardele cerute de dânci. Mi s-a dat acel bonus. Într-adevăr, nimic de obiectat. Următoarea lună mi-a zis mie unul mai în vârstă, mai cu experiență, și mi-a zis așa: bă, Dane, tu nu-ți dai seama, prin natura meseriei care o faci, trasee, că n-ai curse fixe, n-ai cum să scoți 2 luni la rând același consum. Mi s-a prins o lampă, dita mai lampa. Zic, da, mă, ai dreptate. A doua lună n-am ajuns la baremul respectiv cu vreo, să zic, aproape jumătate de litru. Să-ți dau un exemplu, să cerea 28, dau un exemplu. Și eu am scos 28,50, să zicem. Din cauza la cei 50, nu s-a mai dat bonusul. Și am rămas așa, m-am uitat așa, bă, voi sunteți nebuni. Odată, te caci pe tine pentru 50 de euro pe care poți să stimulezi omul respectiv, care omul trage, că așa ai croit omul, da? Pentru puțin, te caci pe tine, dar tu n-ai, ca angajat, tu n-ai certitudinea că banii ăia sunt într-adevăr cât ți se spune, că vin din partea altă, din altă parte. Salutare, dragă. Cum era în cazul nostru. Altcineva ne dădea bonusurile, nu persoana în cauză. Persoana în cauză doar ne băga în cont cum ar veni, atâta tot. El primea suma de bani mare, intra la dânsul în cont și consumul zicea din burtă, ca să nu poți să-l atingi niciodată, și banii rămâneau la el în cont. Bineînțeles că pe hârtie, acolo hârtiile, tot dânsul le făcea pentru mai departe. Drept dovadă, am descoperit fluturașul de salar într-o lună, februarie, care avea 3.000 de euro salar, că avea un contract străin, și 5.000 de euro bonus, premii. Și am rămas mască. Zic, ia uite, bă, consumul nostru de motorină. 5.000 de euro bonus într-o februarie. Deci omul a câștigat într-o lună 8.000 de euro. Român de-a nostru, fraților. Scârbă-mi de genul ăsta. Mi-ar scârbă de ei. După care, ca să fie treaba și mai interesantă, făcut o chestie, dar nu vreau să intru în detalii prea, probleme mai intime. În fine, deci un om fără scrupule, care calcă pe cadavre, și de-aia vă zic, vreți și voi să testați, să aveți ce povesti și voi mai târziu la nepoți lucruri din astea teribile? Eu mi-aș dori să nu le fi știut. Eu așa mi-aș fi dorit și așa îmi doresc, dar uite, din păcate am trecut prin ele
m-am izbit de ele, m-a ferit Dumnezeu de țepe grave, e drept. Una singură am avut, v-am zis de ea, că nu mi s-a dat salariul de pe contract. Când eram la începuturile mele și nu știam eu nici că nu Barza duce copii și din alea. Înțelegeți voi? Așa. Dar trecând așa prin viață, am descoperit lucrurile astea și acum la vârsta care o am momentan, cu tristețe vă zic că nu e bine. Salutare, Robert. Nu sunt bune, adică nu câștigi decât experiență de viață, dar nu te ajută experiența asta cu absolut nimic. Poate mă credeți, poate nu mă credeți. Pe mine nu m-a ajutat cu nimic. Atâta ce m-a ajutat să fac diferența, să zicem. Dar nu mi-e necesar să fac nicio diferență. Pentru că eu tot sper în mintea mea asta de dobitoc, cum zic mulți că sunt, că se poate trăi civilizat, cinstit, onest, să te duci la un funcționar public o problemă și ăla să o rezolve pentru că aia e pus acolo, nu să aștepte o ciocolățică, lucru care tot noi am învățat și culmea că învățăm și pe aici pe afară. Am făcut și un test la faza asta. Băi, ce se învață ăsta de repede, de nu e adevărat. Am lucrat cu anumiti comisioneri pe aici, pe unde lucru eu, lucrând la altă firmă, erau acri cu mine, nedându-le nimic, eram la începuturi. Am schimbat firma, am văzut că alți colegi dau comisioneri o cafea. Deja era omul... Bă, zic, ia să văd, să testez. Am luat și eu o cafea. Tot așa era. Când nu i-am dat... Bă, la dracu, zic, ia uite mă. Deci rapid se învață și ăștia, nu-i problemă. De-aia zic, mi-aș dori fiecare să-și facă treaba care o are de făcut. Că ești funcționar public, public înseamnă să servești publicul, omul de rând sau orice om vine la ghișeu. Fără să aștepți ceva în schimb, că să invoci că salariul e mic la bugetari, pe bune. Pe bune. A fost el mic cândva, mă nu-i mai așa mic. Și culmea că la stat, care e bugetar, îi primesc și sporuri, îi primesc de toate. Că de-aia și-a permis un angajator de ăsta, un cartonache, să zică că sporurile se plătesc doar la stat. Bă, deci ce inepții, poate să scoată unii pe gură, de te doare mintea, dar ei nu știu cum îi cheamă, probabil. Dar asta ține de treaba aia, ce v-am zis mai de mult, care latră mai tare, tinde să îi dea lumea dreptate, știi? Nu contează ce zice, ce scoate pe gură. Mai vin alții, pincuriștii care, bă, nu poți să te pui cu ăsta, bă, că ăsta are bani, mă, ăsta a fost cineva, mă, cine dracu a fost? Cine? Dacă îi crap capul în două, o să vezi că are aceeași materie cenușie. Da? Poate mai mult sau mai puțin. Dar, na, ceva trebuie să aibă acolo. Deci, caca-maca. Dar noi ne-am făcut treburile astea. Și de aia copiilor, dragilor, cepătorilor, oboseala, lăsați-o, nu vă jucați cu ea, odihniți-vă. Fără plată la kilometru, magnet și mai știu eu ce ilegalități, că nu, chiar nu se merită sub nicio formă. Hai, Dorele, du-te. Și încercați să munciți cât mai corect, cât mai legal, cât mai în siguranță. Cereți-vă drepturile, faceți-vă obligațiile care trebuie să vi le faceți. Pentru aia trebuie să citiți fișa postului, ce prevede contractul. Toate astea le găsiți pe hârtii. Nu că ți-o zis numai ăla, că trebuie să, eu știu ce să faci și... E prevăzut pe hârtie. Dacă e prevăzut ce ai semnat, înseamnă că ai fost de acord și aia trebuie să faci. Ulterior, dacă vii cu gesturi de genul de șofer de ăștia italienizați, le zic eu, pentru că își poartă gulerul ăla ridicat așa la tricouri,
așa, care ei nu încarcă, ei nu descarcă, ei nu fac aia, ei nu fac aia altă și câte și mai câte. Dar dacă îi sună șeful, da, șeful, să trăiți șeful. Sunt convins de treaba asta. Zoro între colegi, unde simte pe unul mai slab de înger și cam atât. În rest, îți vai de capul lor. Că ăsta e adevărul. O știu și ei. Că de-aia se și comportă în halul ăla. Și dacă o dați de persoane de genul ăsta, ocoliți-le, ignorați-i, blocați-i, cum vreți voi. Deci asta e cea mai bună treabă, ignoranța. Că dacă îl bagi în seamă pe un deștept de genul ăsta, care vrea să dea mai deștept decât tine, să-ți explice el că pe vremea lui se mergea după stele, nu ca acum cu GPS-ul, băi, fraiere. Eu l-aș întreba, ia să ne uităm la tine în parbriz, ce ai? Ai harta? A, da, uite, tot manualul. E așa, desfă pagină cu pagină îl dai, nu? A, nu mai mergi cu harta, nici tu, fraiere. Cam așa trebuie să puneți problema. Fără ceartă și scandal. Pur și simplu, trebuie să știi să-l bați pe om cu vorbele lui. Ești mai inteligent ca el. Știi ce zic? De-aia zic, nu mai plângeți, mă refer aici la cei mai vechi în branșă, nu mai plângeți după vremurile trecute, că, sincer, nici vouă nu vă vine să credeți ce spuneți. Deplângeți anumite aspecte ale perioadei respective, în speță cașcavalul. Dar nu pot să cred și nu am cum să vă cred că ați lăsa acum, că am mai întrebat asta, dar nu mi-a răspuns nimeni. Toată lumea s-a oferit. Dacă pune unul o poză cu o rabă, cu savarină, cu camaz, cu buceagă, cu ceva, și de mii de like-uri, frumos, nostalgia, Dacă îi întreb, care ați mai conduce? Mai sunt câte unii care zic, mă, încă mai posed una, am la țară, am acasă, am nu știu ce. Care ați conduce acum să faceți comunitate cu raba? Care? Că acum Volvo e cea mai tare, bă, nu că Scania, nu că, bă, ce confort ai în aia. Bă, ce, are și sirocou. Păi nu vă mai încălziți cu lampa de gaz. Și cu sirocou pe gaz și mai știu eu ce, și pe draci, laci. Hai că alea erau deja la categoria lux. De-aia zic, aștiați numai așa ca să mai treacă de timp. Să mai uităm de griji, de nevoi. Și, bineînțeles, nostalgia a trecutului, a vremurilor care au apus, banilor care se făceau pe vremea aia, acum mai contează cum, din ce combinații. Că nu era atâta tehnologie, nu erau GPS-uri pe camioane. Făceai o cursă pentru o săptămână sau poate chiar mai mult, depinde unde mergeai. Se stătea în vâm cu zilele. O, ca acum, dunga, frate. Ce dracu, am stat 3 zile la, cum dracu zice, cu R, la Raba Fuzeș. 3 zile am stat în vama aia, cu carnet tir, pelea dracu. Deci am zis că facem cui acolo. Acolo era să o iau eu altfel cu șoferia, că am văzut că se stă, zic, bă, nu se poate, cum 3 zile? Am stat 3 zile în Iași. Cu o șeptică, am dormit în scaun, că n-avea dormitor și eram doi oameni, așteptând să se gate actele de vamă, să mergem în Italia. 3 zile, 2 nopți, am zis că nebunesc. Drept dovadă, am luat-o razna și când am terminat cu vama, când am ieșit din Iași, n-am ieșit din Iași, pe un bulevard mare, nu știu cum îi zice acolo, dar destul de mare, am ieșit. S-a băgat un român de-a nostru, vorba aia, s-a băgat pe stânga, claxoane, că eu mă mișcam mai greu, am ieșit din gangul ăla de unde dracu eram, am ieșit mai greuț, așa că eram încărcat. Și când am auzit că dă cu alea, am dat și eu cu goarna, nu? A, nu s-a oprit a mea în fața mea și ne-a luat la pumn și la picioare acolo în mijlocul intersecției, bă, leu. Din cauza stresului, din cauza nebuniei, în loc să fii cizelat, frumos, elegant, nu, se acumulează oboseală, stres, nervi, o e razna.
distracție, oprit toată circulația în mijlocul Iașului, acolo sunt doi proști, eu și ăla. Ne luăm la punct, că unul o claxona mai tare ca ăla, da, poftim. Și nu s-a accidentat nimeni, deci nu, mă refer cu mașina. De aia zic, tot felul de faze. Așa că, ce să vă mai zic, dragii mei, încercați să schimbați România, voi tineretul, nu așteptați de la ei bătrâni, că slabe șanse, slabe. Din păcate, cei mai în vârstă, din păcate, zic din partea mea, părerea mea personală, E trist că se întâmplă, am mai zis și lucrul ăsta, unul care a trecut, are 50 ceva de ani, eu știu, 60 chiar, are familie, cum zic mulți, am copii puși la punct, tot ce trebuie, ok, ar trebui să te gândești și la viitorul lor, nu că doar i-ai făcut o casă, l-ai dat la facultate, i-ai asigurat, eu știu ce i-ai asigurat și mai departe, unde va pleca și ăla ca tine? Deci dacă nu ți-au ajuns ție, vrei și ai tăi să meargă? Să plece toți în afară? În loc să stea în țara lor? Asta înseamnă la voi dezvoltare. Că ai reușit să-i faci din diverse tertipuri, eu știu ce, că v-ați făcut pensii private, că nu? Că ați făcut casă sau facultatea copilului și ăla după aia se ia și pleacă. Că ce viitor are în țară? Că nu iasă nimeni, frate, când trebuie și unde trebuie. Și aici mă refer în special la cei în vârstă. Că ei au prins și generația veche și regimul vechi, sovietic, nu? Că dacă îi spui unuia de genul ăsta, bă, era bine pe vremea lui Ceaușescu, că ne dădea de muncă, că poliția, miliția, pardon, își făcea treaba la 10, toată lumea era la nani. Vine ăla, du-te bă, cum era bine bă, că erau magazinele goale bă, și acum sunt pline, și cu ce cumpărați? Cu ce cumpărați? A, mereți afară, da, am înțeles, lucrați la kilometru și pe bani de mâncare, pe diurnă, ca să trimite, am înțeles, da. E bine. E bine, bine, foarte bine, da, ta-na-na-na-na-na. Cu aceasta am încheiat, dragilor, vă las. Că de aici o să se întrerupă și nu mai are rost. Vă pupă fratele vostru, același forever and ever, ever ever. Numai bine și rău la nimeni. Ciusii!